Recuperare de lux pentru bogații lumini într-o clinică exclusivistă din Elveția. Clienții care merg la tratament stau în vile și au șofer personal, menajeră, bucătar și terapeut. O săptămână acolo îi costă pe miliardari peste 100.000 de euro. Pentru cei foarte bogați, terapia clasică nu mai e suficientă, așa că au apărut clinici de dezintoxicare de lux în Elveția, cu vedere spre lac și spre Alpi, unde tratamentele costă între 96.000 și 121.000 de euro pe săptămână pentru o singură internare. Clienții sunt de obicei membri ai familiilor regale din Orientul Mijlociu, miliardari, actori celebri sau vedete din sport. Spre deosebire de alte centre de dezintoxicare de lux cunoscute din Arizona, California și Marea Britanie, în clinicile din Zurich, clienții nu văd și nu interacționează niciodată cu alții. Nu există terapie de grup, nici zonă comună. Clienții stau în propria vilă sau apartament și au propriul șofer, menajeră, bucătar și terapeut rezident, precum și ședințe zilnice individuale, cu echipă formată din 15-20 de psihiatri, medici, asistente, profesori de yoga, maseoze și nutriționiști, care se informează reciproc despre starea și progresul clientului după fiecare întâlnire. Deși 3 sau 4 clienți pot sta în diferite reședințe ale clinicilor elvețiene la un moment dat, programul lor este aranjat pentru a menține impresia că ei sunt punctul central al întregii unități. În afară de personal, nimeni nu va ști vreodată că sunt acolo.